litiaza renală sau așa cum este cunoscută în popor pietre larinic reprezintă una dintre cele mai vechi afecțiuni ale aparatului urinar, dar și una dintre cele mai frecvente. Conferențiar universitar dr. Cristina Căpușă, medic primar nefrolog la Spitalul de Nefrologie Carol Davila din București, ne oferă mai multe detalii despre această afecțiune litiaza renală, care noi o considerăm banală sau trecem la extrema cealaltă, o considerăm o urgență medicală și ne ducem imediat la spital. Când este, doamna doctor, de fapt litiaza renală o urgență medicală? Într-adevăr, litiaza renală ca forme de manifestare, parcurge întreg acest spectru pe care l-ați menționat dumneavoastră. Este importantă pentru că de cele mai multe ori este cauza unor anomalii ale funcției enzimelor din rinichi. Și acest lucru este înnăscut în marea majoritate a cazurilor, deci un om care a făcut odată o piatră la rinichi poate oricând să o facă și pe alta. Deci, din acest punct de vedere, o putem considera o boală cronică, indiferent dacă mai apare sau nu mai apare recidivă. Momentele care trebuie să trimită, medicul, să trimită medicul, să trimită pacientul la medic, ca să spunem așa, sunt cele în care durerea colica renală, care apare atunci când piatra se deplasează din rinichi către vezica urinară, este intensă. Este foarte important, chiar dacă nu este o urgență imediată și chiar dacă după antiinflamatoare sau alte medicamente împotriva durerii se liniștește simptomatologia, pacientul să meargă totuși la medic pentru a vedea dacă nu care cumva acea piatră care s-a mișcat a rămas blocată undeva pe această cale de eliminare pe ureter. Pentru că dacă se întâmplă asta, durerea nu mai există și pacientul poate să zică, vai ce bine am scăpat. În schimb, deasupra ei, urina să se acumuleze, se produce dilatarea căilor urinare și, în timp, dacă nu acționezi în 3 săptămâni până la 3 luni, rinichiul de la respectiva cale de eliminare este, între ghilimele, să spunem, sufocat. El trebuie să acționeze împotriva unei presiuni, că stagnează urina și în timp se poate distruge. Deci de aceea este important ca cineva care a avut simptome de colică renală, chiar dacă le stăpânește la domiciliu sau cu medicul de familie, să facă ulterior, în decurs de o săptămână, investigații cu ecografie, de data asta este importantă, și examen de urină, pentru a vedea ce se întâmplă. Este o urgență adevărată atunci când apare la pacienții cu un singur rinic funcțional. Indiferent dacă au avut nefrectomie s-au născut cu un rinic sau unul dintre rinichi nu funcționează din diverse motive pentru că atunci dacă piatra blochează calea de eliminare apare insuficiența renală acută, injuria acută a rinichiului, cum uh, o denumim uh, corect astăzi, uh, ceea ce înseamnă creșterea abruptă de pe o zi pe alta a creatininei în sânge, cu complicațiile uh, asociate. Deci aceasta este o urgență. Dacă un om știe că are un singur rinich, la fel cei care se cunosc cu boală cronică de rinichi de alte motive care fac o colică, aceștia trebuie să ajungă la medic este o urgență medicală și atunci când este asociată cu hematurie cu pierderea de sânge în urină piatra aceea când se mișcă zgârie și sigur poate să curgă sânge în urină și acest lucru de cele mai multe ori sperie pacientul și într-adevăr un pacient cu hematurie ajunge la, la medic Litiaza renală este o patologie între specialități este atâta nefrologului cât și a urologului. Toate complicațiile litiazei cu blocarea căii de eliminare. Sunt practic apanajul urologului, adică specialitatea chirurgicală care se ocupă de afecțiunile renourinare, pentru că trebuie să dezobstrueze să elimine obstacolul care este reprezentat de calculul respectiv de, de piatră. În schimb, nefrologul, în perioadele de acalmie, trebuie să încerce să găsească motivația, cauza pentru care au precipitat. Adică s-a format piatra în, în urină, pentru că dacă este cunoscută, dacă este identificată și cunoscută cauza, există o serie de medicamente care pot să prevină reapariția. Practic, nefrologul acționează ca un detectiv. Da, cam așa. Acționează ca un detectiv, acționează de asemenea uh, ca uh, un paramedic, adică vine de prim ajutor atunci când este uh, colica să scoată pacientul din durere uh, și cu investigațiile pe care le face în acel moment, uh, evaluează dacă e nevoie de intervenția urologică imediată sau trebuie în continuare tratat uh, pacientul medical. Uh, să știți că uh, destul de mulți pacienți elimină piatra spontan, fără intervenție urologică. În urma colicii, piatra nu se blochează, străbate tot uh, traiectul urinar, ajunge în vezică și este eliminată în decurs de uh, câteva zile. Uh, iar nefrologul poate să monitorizeze uh, această evoluție și dacă uh, observă eliminarea uh, pietrei, să intre direct pe tratamentul de fond Preventiv al recidivelor. Care sunt principalii vinovați de producerea acestei afecțiuni? Se spune că adesea hidratarea necorespunzătoare și consumul anumitor alimente. Care mai sunt alte cauze? Cel mai important este inadecvarea consumului de lichide și, de fapt, de apă. La necesități. Pentru că am spus apă și nu lichide, pentru că nu e același lucru dacă bem 2 litri de cola pe zi. Tot lichid e și acela, dar cola are foarte multe substanțe minerale care pot să favorizeze chiar precipitarea pietrelor. Deci, da, hidratarea este și principala măsură de precauție, de prevenție și atunci când ai și sau ai avut un calcul, în privința consumului anumitor alimente, aici lucrurile depind de tipul chimic de litiază, de tipul chimic al calculului, pentru că sunt mai multe forme de calcul. Și contează mult alimentația mai ales la calculii din acid uric, de urat. Și aici, alimentele foarte bogate în carne roșie sau în organe de animal produc mult acid uric și favorizează precipitarea. Deci, alimentele acestea, într-adevăr, pot fi responsabile. Sigur că și în litiaza, care este cea mai frecventă, aceea de oxalat, de calciu, alimentele bogate în oxalat și mai puțin cele bogate în calciu, cât mai ales medicația cu suplimente de calciu și vitamină D administrate fără control și excesiv. Lucru care fac o paranteză din păcate se întâmplă mai ales la femeile în postmenopauză, unde această combinație este recomandată pentru osteoporoză, fără ca rezultatele să fie susținute de studii clinice. În schimb, dacă este necontrolat și se ajunge la creșterea uh, aportului de calciu peste ceea ce organismul poate să uh, manipuleze, poate să facă față, uh, apar calcificări în zone în care nu te aștepți. Rinichiul cu litiază este una dintre zone. Vasele de sânge cu ateroscleroză reprezintă o a doua zonă foarte periculoasă. Deci, uneori și intervențiile terapeutice, mai rar recomandate de medic, mai des autoadministrate, pentru că, sigur, sunt multe surse de informare la acest moment, pentru publicul larg, pot fi incriminate. Mai rar sunt o serie de boli care pot să producă litiază. De exemplu, hiperparatiroidismul. Anomalia glandei paratiroide care produce prea mult parat hormon, hormonul paratiroidei. Acesta are uh, rolul de a uh, crește eliminarea de calciu și fosfor din oase și unde se duce calciu și fosfor printre altele la rinichi și apare uh, litiază. Uh, deci sunt și o serie de boli care sunt responsabile. Și acestea trebuie căutate atunci când vezi pacientul prima dată. În ceea ce privește hidratarea, aș vrea să vă întreb când e prea puțin și când e prea mult. În general, nu este bine să aplicăm aceeași măsură tuturor oamenilor. Deci, în general, această reclamă pe care o văd atât de des să consumăm 2 litri de lichide pe zi pentru un rinic sănătos este doar parțial corectă. Sigur că, în general, un consum suficient de lichide este acela care asigură un volum al urinii de 2 litri. Și acest lucru diferă în funcție de anotimp. Să nu cităm un clasic în viață. Vara, sigur că trebuie consumate mai multe lichide pentru că transpiri mai mult și de asemenea diferă în funcție de persoană, de individ. Un om care are 100 de kilograme și culturist are o suprafață corporală mai mare, transpiră mai mult, are nevoie de lichide mai multe. Din fericire, organismul uman este inteligent și atât timp cât creierul nu este afectat de vreo boală, există centrul setei, care îți spune cam cât trebuie să bei. Sigur că la o persoană cu funcția rinichiului normală a consumat 2 litri, 3 litri, 4 litri de lichide nu este nicio problemă, poate să fie chiar benefic dacă organismul ți-o cere fără să te forțezi. Atunci când există scăderea funcției rinichiului însă, forțarea ingestei a prea multe lichide poate să ducă la acumularea lichidului în organism, că rinichiul nu mai poate să le elimine. Așa că întotdeauna ar fi bine ca pacienții noștri să urmeze un sfat medical și în acest domeniu al consumului de lichid.